situația de la Institutul Marius Nasta s-a produs din cauza unei erori de comunicare. Asta a susținut reprezentanții DSP București. Potrivit acestora, autorizația sanitară de funcționare a fost emisă chiar de săptămâna trecută, doar că decizia nu a fost comunicată și celor de la spital, care încă o așteaptă. Lipsa de comunicare dintre cele două instituții putea duce în orice moment la un colaps sanitar, mai ales că, fără respectiva autorizație, Institutul Marius Nasta putea fi închis. În ciuda răspunsului oferit de cei de la DSP, nici până în acest moment nimeni de la spital nu a fost înștiințat despre existența autorizației. Reprezentanții DSP București susțin că situația alarmantă a plecat de la încurcătură. Mai exact, instituția a emis autorizația de care spitalul are nevoie ca să funcționeze în parametrii normali, doar că decizia nu a fost comunicată mai departe, astfel că nimeni din cadrul unității medicale nu știa de existența documentului. Lipsa de comunicare dintre cele două instituții putea duce în orice moment la un colaps sanitar, mai ales că fără respectivă autorizație, Institutul Marius Nasta putea fi închis. În realitate, autorizația necesară există și a fost emisă încă de pe 15 octombrie. Chiar și în aceste condiții, spitalul a funcționat aproape două luni fără, după ce vechea autorizație a expirat la finalul lunii august. Tot în răspunsul celor de la DSP se arată că noua autorizație de funcționare este dată cu un plan de conformare doar până în 2026. Motivul, sălile de operație renovate nu corespund înălțimii potrivit legii, astfel că spitalul e obligat să facă noi investiții. Totuși, pentru că este vorba de o clădire veche, există posibilitatea ca cerința prevăzută în lege să nu poate fi îndeplinită. Însă, neînțelegerile dintre acele instituții sunt mai vechi și au început în momentul când cei de la DSP București ar fi refuzat să acorde asistență de specialitate spitalului. Atunci, conducerea unității medicale a deschis un proces. În replică, cei de la DSP susțin că acuzațiile nu sunt adevărate. Ar fi existat o solicitare, doar că aceasta a fost făcută mult prea târziu, când lucrările erau deja gata. În ciuda răspunsului oferit de cei de la DSP, nici până în acest moment nimeni din spital nu a fost înștiințat despre existența autorizației. Până la această oră nu a ajuns în secretariatul Institutului Marius Nasta nici pe mail, nici sub altă formă, nicio informare că s-a emis autorizația sanitară de funcționare, nici colega mea care răspunde compartimentul CIPAM, adică medicul epidemiolog, nu a fost informat de colegii epidemiologi din Direcția de Sănătate Publică că această autorizație a fost emisă. Prin urmare, atâta timp cât nu ai un document care să te informeze și documentul nu a ajuns la institut, noi nu considerăm că acest lucru este real. Între timp, Casa de Sănătate București a transmis că va dispune un control la spital. În această situație există riscul ca unitatea medicală să fie pusă să returneze banii încasați în perioada cât nu a avut autorizație. Este extrem de grav dacă Casa de Asigurări va considera că trebuie să impute banii spitalului, însă ținând cont că nu este o vină care aparține nici institutului, nici managementului, noi ne vom îndrepta legal, așa cum este normal, către cei care poartă vina lipsei de emitere a autorizației, adică Direcția de Sănătate Publică.